Deși presați de cheltuieli prea mari la buget, oficialii au în plan o nouă majorare a salariilor în an electoral. Pentru început, salariul minim pe economie ar urma să crească din iulie cu puțin peste 100 de lei, după ce brutul va ajunge la 3700 de lei și vor fi eliminate facilitățile fiscale din prezent. Economiștii atrag atenția că o majorare a salariului minim trebuie să țină cont de productivitatea angajaților și de rata inflației. Altfel va fi o povară în plus pentru companii. În paralel, Ministerul Muncii lucrează și la legea salarizării personalului plătit din fonduri publice. La Ministerul Muncii este în lucru un proiect care ar urma să transpună directiva europeană privind salariul minim european. Potrivit formulei de calcul agreată la nivel european, salariul minim pe economie ar trebui să fie cel puțin 50% din salariul mediu brut pe țară sau 60% din cel median. Calculele ar trebui să țină cont și de inflație, dar și de productivitatea muncii. În prezent, în România, câștigul salarial mediu luat în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 de lei. În ședința de guvern, premierul a cerut ministrului muncii să prezinte proiectul imediat după sărbătorile de Paște. Din discuțiile care au avut loc până în acest moment la guvern, salariul minim din România ar urma să crească de la 1 iulie la 3.700 de lei brut, de la 3.300 de lei cât este în prezent, practic foarte aproape de pragurile impuse la nivel european. Iar odată cu această majorare se va impozita și suma de 200 de lei, o facilitate fiscală acordată în ultimul an și jumătate. Asta înseamnă că un angajat va primi în mână puțin peste 2.200 de lei, cu 120 de lei în plus față de cât are acum. Calcule se fac și pentru cei care lucrează în construcții, industria alimentară și agricultură, unde sunt reglementări separate. Dar pentru aceste sectoare nu au fost avansate până acum cifre noi. Economiștii spun că o majorare a salariului minim trebuie să țină cont de rata inflației și de productivitatea angajaților. Salariul minim este pentru firme un cost. Firmele se vor gândi dacă nu cumva este cazul să reducă alte beneficii pe care le ofereau angajaților, dacă nu este cazul să treacă în economia subterană, dacă nu este în cazul să-și reducă activitatea. Creșterea salariului minim va încuraja consumul. Asta în condițiile în care România este pentru a treia lună la rând țara cu cea mai mare inflație la nivel european. În paralel, avem al treilea cel mai mare deficit bugetar din Uniune. Așadar, cheltuielile sunt mult mai mari decât veniturile. Odată cu trecerea timpului și cu mărirea salariului minim pe economie, am trecut de la acum 10 ani de zile 200.000 de oameni care erau în sfera salariului minim pe economie la 1,8 milioane de angajați. În lucru la Ministerul Muncii se află și proiectul legii salarizării, obiectiv asumat prin PNRR. Oficialii au în plan reintroducerea unei grile separate pentru administrația publică, acordarea de bonusuri de performanță și plafonarea sporurilor la 20% din suma totală a salariilor.